Astra va avea parte de un meci special, cel puțin așa consideră jucătorii Astriști meciul cu Gazmetan Mediaș, primul oficial din acest an. Fotbaliștii antrenați de Costele Nache susțin că vor avea un meci deosebit prin prisma obiectivului. Ei spun că dacă vor reuși să câștige la Mediaș, vor lua o opțiune serioasă pentru calificarea în play-off-ul campionatului. Ca să-și atingă obiectivul, Astra are nevoie și de aportul lui Denis Alibec. La întoarcerea în țară, președintele Dani Coman l-a lăudat pe Alibec, spunând că a slăbit câteva kilograme și că s-a pregătit foarte bine. Gruparea Astrista a terminat cantonamentul din Antalya și a revenit în România. Fotbaliștii lui Ianache s-au văitat de ploile din Turcia, dar s-au consolat cu faptul că au avut vreme bună în jocurile de pregătire. Două victorii, două remize și o înfrângere au înregistrat Alibek și cu echipierii săi în stagiul din această iarnă. La Astra au venit fundașul Lima și mijlocașul Romario, iar președintele Coman a spus că lotul pentru acest sezon este stabilit. Totuși, o surpriză ar putea fi revenirea japonezului Takayuki Seto, însă niponul ar mai avea o ofertă din Europa. Lotul Astrei are liber până vineri, atunci când se va întoarce la antrenamente la baza de la Ploiești. La sfârșitul acestei săptămâni, Astra va juca la Giurgiu un ultim meci de verificare înaintea relorii campionatului, cu gruparea de Liga a doua Chindia Târgoviște.